Bună seara, sunt Georgia Pietreanu. Bun găsit la informațiile despre vreme. Așteptarea a luat sfârșit. În zilele următoare, temperaturile vor fi de primăvară, dar nu vă dau acum toate detaliile, pentru că voi începe cu Europa. Pe continent, ca și astăzi, va predomina vremea frumoasă. Doar în Portugalia, în Spania, în Grecia, în Bulgaria și în Norvegia va fi norat și vor fi precipitații. Ploi în țările iberice și Lapoviță și ninsoare în sud-estul balcano-elen. Va fi și mai cald decât astăzi, dar totuși, în extremitatea sud-estică va rămâne o masă de aer rece. La Londra, iată, mâine cer senin și o maximă în jur de 18 grade. Tot 18 grade vor fi și la Budapesta, iar la Roma și mai plăcut în jur de 19 grade Celsius. Nu vă mai țin acum în suspans, haideți să vedem cum o să fie la noi în această noapte. Vântul o să mai bată prin zona înaltă de munte, dar local și temporar și în nord-estul Munteniei, în sudul Moldovei și pe litoral. Aici va avea viteză de 45-55 de kilometri pe oră. În cea mai mare parte a țării, cerul va fi senin, iar în sud variabil. Temperaturile minime se vor situa între minus 6 și 4 grade, mai scăzute prin estul Transilvaniei spre minus 9 grade Celsius. În jumătatea de vest se va forma brumă, iar spre dimineață vor fi și condiții de ceață. Mâine temperaturile vor fi în creștere și ajung să fie chiar ușor mai ridicate pentru această perioadă, iar cerul o să fie senin în aproape toată țara. Maximele pornesc de pe la 6-8 grade pe litoral și se opresc undeva pe la 17-18 grade în vestul țării. Dar vântul, să știți că va continua să sufle ceva mai tare în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei și la munte. Și în capitală, să știți că se încălzește, iată, mâine sunt anunțate în jur de 15 grade, iar cerul o să fie senin, vântul o să mai aibă perioade când va bate ceva mai tare, vorbim de rafale de 55-60 de kilometri pe oră. Miercuri, tot în jur de 15 grade vor fi la amiază. Vestea bună este că vântul își va pierde din intensitate și vremea va fi frumoasă. Joi, ați putea chiar să renunțați la geci sau paltoane. Dacă nu ați făcut-o deja, va fi chiar mai cald pentru această dată. Iată, 20 de grade vor arăta termometrele. Și dacă am spus că se încălzește în toată țara, nici muntele nu face excepție. Vremea predominant frumoasă și acolo mâine, cu cer senin la Sinaia, la Predeal, iată și la Stâna de Vale. Pe parcursul zilei, vântul va agita puțin atmosfera, dar vorbim de zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură. Miercuri ne așteaptă încă o zi frumoasă de primăvară în toată țara. În afară de faptul că vântul o să sufle mai tare în sud-estul țării și la munte, nu sunt anunțate alte fenomene meteo. Temperaturile maxime se vor situa între 8 grade pe litoral și 18 în nord-vestul țării. Joi va fi deosebit de cald pentru sfârșitul lunii martie. Spre seară și noaptea se va înnora puțin în jumătatea de est, dar ziua va fi senin. Vântul va avea ușoare intensificări la munte și temporar în Moldova și sud-vestul Olteniei. Temperaturile maxime se vor situa între 13 și 20 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Ne revedem la Focus 23. Să aveți o seară bună!